Vă spun un bun venit la un nou episod Apologia. În acest episod aș dori să analizăm o predică a fratelui Nelu Brie din februarie 2022, numită Actualitatea Botezului cu Duhul Sfânt, ținută la Biserica Păstorită de Dumnealui Emanuel din Sibiu, dacă nu mă înșel. Um, Problematica botezului cu Duhul Sfânt este un punct de divergență dintre cultele majore din România. Este o realitate de care nu trebuie să fugim. Opinia mea poate sunt prea naiv, este că poate exista un consens până în, într-un anumit punct pe lucrarea Duhului Sfânt și de aceea dialogul trebuie încurajat și este important. De asemenea, s-a văzut un progres în ambele, să zicem, tabere teologice. Există o singură tabără a Domnului Isus Hristos, dar din punct de vedere teologic există mai multe tabere. În ambele teologice, tabere teologice există un anumit progres. Și anume, de exemplu, în mișcarea pendicostală, cel puțin din România, se recunoaște, ceea ce nu se recunoștea cu multă vreme, faptul că toți credincioșii născuți din nou, care au crezut, care s-au pocăit, au Duhul Sfânt ceea ce este un lucru extraordinar și că botezul cu Duhul Sfânt este de fapt o împuternicire pentru slujire în biserică și în afara. Oricum, vreau să ascultați chiar pe fratele Nelubrie cum justifică importanța unui astfel de mesaj, sau unei astfel de discuții despre botezul cu Duhul Sfânt. Vă este cunoscută și dumneavoastră o înțelegere care seamănă confuzie în unele inimi, confuzie potrivit căreia botezul cu Duhul, darul Duhului este rânduit de Dumnezeu în viața unui credincios atunci când el se întoarce la Domnul, când se întoarce la credință. Atunci primește Duhul, prin numare, nu mai e necesară o așteptare, o căutare, o luptă în rugăciune pentru o experiență viitoare, pentru că ceea ce Dumnezeu a avut de dat în ce privește plinătatea Duhului, a dat creștindului când omul s-a pocăit, când a fost înfiat, când a fost născut din nou, când a primit credința, când a intrat în poporul Lui Dumnezeu prin botez. În urmare, este al lui Dumnezeu, a primit Duhul lui Dumnezeu și nu mai are ce să aștepte în viitor o experiență supranaturală, mită botez cu Duhul Sfânt. Asta este așa, o accentuare un pic ciudată până la penticostali, îi lăsăm cum sunt, dar noi ne vedem de drum. Există această înțelegere și am băgat de seamă că nu se limitează doar la anumite confesiuni, ci este larg răspândită, uneori răspândită și în Biserica Emanuel, pe la unii credincioși. Observați, vă rog, că dumnealui numește de două ori, cred, poziția pe care eu o voi susține și o voi apăra și voi încerca să o argumentez, o numește confuzie de două ori. Acum, dacă eu aș numi poziția pendicostală public, că aceasta este o predică pusă public, da? am putea să spunem că scopul ei, intenția ei primară a fost pentru edificarea membrilor bisericii pe care dumnealui păstorește. Totuși, dumnealui vorbește din poziția unui păstor cu experiență, din poziția unui care a participat la probabil sute de uh, întâlniri de botez cu Duhul Sfânt, uh, dar vorbește din poziția unui profesor, a unui academician. Da? El este Rectorul Institutului Teologic Pentecostal. Așadar, este o, el prezintă o poziție teologică avizată în cultul pentecostal. Și el numește public, deși predica este intenționată pentru biserică, el numește public pe internet, o predică care este difuzată în mod intenționat pe internet, numește public poziția mea, confuzie. Nu am niciun fel de problemă. Doar că aș, a, a, aș vrea să vă gândiți uh, la faptul că lucrul ăsta poate fi folosit și invers. Adică, nu puteți fi supărați uh, de dacă cineva din partea mea sau care susține poziția mea numește poziția pentru că o, o confuzie. De vreme ce nu aveți nicio problemă ca cei din partea cealaltă să numească poziția asta confuzie. Pentru că la fel de sincer pot să fie și unii și alții și la fel de, de mult pot să greșească și unii și alții. Deci aș vrea să spun în introducere, ar trebui să fim mai puțin simandicoși atunci când auzim anumite catalogări. Pe mine nu mă deranjează. Dacă dumnealui crede că poziția pe care eu o voi prezenta este o confuzie, nu este niciun fel de problemă. Da? El este sincer, eu chiar cred că poziția asta este o confuzie. Asta introductiv, da? Vezi, dumnealui consider că e foarte important, este o convingere larg răspândită, chiar și în biserica locală, da? Biserica Emanuel, Biserica pentru Pentru mine e o bucurie lucrul ăsta, evident. În prima parte a predicii dumnealui, argumentează prin trei pasaje că botezul cu Duhul Sfânt era așteptarea primilor creștini. Că botezul cu Duhul Sfânt era așteptarea primilor creștini. Eroarea majoră constă în faptul că se iau patru cazuri excepționale și se spune datorită acestor patru cazuri toate cazurile de botez cu Duhul sunt trebuie să fie la fel. Nu vi se pare um, confuz? Nu vi se pare nepotrivit ca se iau patru cazuri excepționale prezentate în mod adins de Luca ca fiind excepționale și se spune asta trebuie să fie norma? Dacă aceste patru cazuri sunt excepționale și sunt cum voi demonstra, ale le face normă înseamnă practica a inventa o practică în creștinătate care este străină de scopul lui Dumnezeu. Asta este, asta este miza din punctul meu de vedere. Haideți să ascultăm argumentele. Nu contestăm că un creștin născut din Dumnezeu... Aici este o clarificare pe care a făcut-o mai târziu. Eu aș fi făcut-o la începutul preții, e bine că este făcută și pe care vreau să o ascultați ca să înțelegeți poziția dumnealui despre botezul cu Duhul Sfânt și cum diferențiază botezul cu Duhul Sfânt de primirea Duhului Sfânt sau de prezența Duhului Sfânt. La Domnul nu contestăm care în el Duhul lui Dumnezeu, că e călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Noi nu vorbim aici de Duhul care ne dă viață și care ne întoarce la Dumnezeu, ci vorbim de acea împuternicire carismatică dată de Duhul Sfânt cu ocazia botezului cu Duhul Sfânt. Asta este ulterior asta este planul lui Dumnezeu pentru toți copiii lui Dumnezeu. Uit. Da? Deci vreau să țineți minte că el numește botezul cu Duhul Sfânt împuternicire sau umplere cu Duhul Sfânt. Este același lucru. Și vom verifica definiția asta. Botezul cu Duhul Sfânt este umplere cu Duhul Sfânt în exemple pe care Dumne Dumnezeu lui le dă. Ca să vedem dacă se potrivește scripturii. Nu uitați, punctul lui din predică acum este botezul cu Duhul Sfânt. Era așteptarea legitimă a primilor creștini. Da? Ok. Haideți să ascultăm observând această realitate, această stare de fapt, înțelegând că botezul cu Duhul Sfânt este promisiunea lui Dumnezeu pentru copiii lui Dumnezeu, apostolii s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Este vorba de fapte opt și de Samaritain, ca să știți contextul. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Petru și Ioan au pus mâinile peste ei, s-au rugat pentru ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Acest pasaj biblic întărește afirmația că botezul cu Duhul Sfânt era așteptarea justificată a primilor creștini. Apostolii din Ierusalim... Fiți atenți aici, este o nuanță foarte importantă, o generalizare ușoară, dar care schimbă sensul discuției. De ce? Așteptau samaritenii, care erau dintre primii creștini, așteptau samaritenii să primească Duhul Sfânt? Răspunsul este nu. Nu există absolut nimic în textul biblic care să demonstreze faptul că samaritenii așteptau botezul cu Duhul Sfânt. Absolut nimic în text. Cine așteptat să primească Duhul Sfânt de acolo? Cine au fost cei care au inițiat această experimentare a botezului cu Duhul Sfânt? Biserica de la Ierusalim, care a auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu și a trimis pe Petru și Ioan acolo. Foarte important lucrul ăsta, da? Total diferit de ceea ce vedem astăzi. În care oameni caută de capul lor și fac ei tot felul de întâlniri și de practici ca să primească Duhul Sfânt. Din nou, Dumnealui menționează foarte bine cine a supravegheat, supervizat toată experiența. Să auzim din nou. Întărește afirmația că botezul cu Duhul Sfânt era așteptarea justificată a primilor creștini. Apostolii din Ierusalim s-au dus în Samaria cu gândul să conducă, să inițieze tânăra comunitate creștină în experiența botezului cu Duhul Sfânt. Deci, foarte important, nu s-au dus prezbiterii care erau la uh, Ierusalim, nu s-au dus păstori, nu s-au dus misionari, nu s-au dus evangeliști, că era și Filip acolo, s-au dus apostolii de la Ierusalim, foarte important lucru ăsta, ceva ce nu mai poate fi realizat astăzi, de asta, din punctul meu de vedere, textul nu poate... Sau acesta este un alt motiv pentru care fapte nu poate fi folosit normativ pentru toți creștinii din toate timpurile. Și spune Dumnezeu a inițiat tânăra comunitate creștină experiența botezului cu Duhul Sfânt. A inițiat nu pe un individ, nu a inițiat pe doi indivizi, ci pe toți aceia care au crezut, i-au inițiat în experiența botezului cu Duhul Sfânt. Și atenție, nu a fost un individ, cum vedem de foarte multe ori astăzi, și toți au fost inițiați în această experiență cu Duhul Sfânt. Nu doar unii. Toți au primit Duhul Sfânt, nu doar unii. Nu ei au inițiat această experiență cu botezul cu Duhul Sfânt, cum vedem că se întâmplă astăzi, ci apostolii au inițiat asta, pentru că biserica a inițiat lucrul ăsta. Deci apostolii trimiși de biserică. Foarte important lucrul ăsta. Foarte important. Da? Mai departe. Ceea ce au făcut acolo poate fi considerat asemănător cu ceea ce se întâmplă în atunări când frații se roagă lui Dumnezeu, când noi ne rugăm lui Dumnezeu, să primim botezul cu Duhul Sfânt este total diferit. Zice, noi ne rugăm să primim botezul cu Duhul Sfânt. Acolo nu s-a rugat niciun samaritean. Citiți textul. Nu s-a rugat. Asta e o descoperi, probabil pentru foarte mulți frați pendicostali. Niciun samaritean nu s-a rugat să primească Duhul Sfânt. Frate, citește Biblia, te rog cu atenție. Niciunul. Apostolii s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Nu este deloc asemănător cu ce vedem astăzi. Îmi pare rău, dar nu este. Ajuns acolo, Acum avem fapte capitolul 9. Cu uh, saul și cu Anania, care a fost trimis direct de Domnul Iisus Hristos ca să medieze uh, ordinarea lui dacă am putea să o numim așa. Profetul Anania a spus așa. Frate saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veniai, m-a trimis ca să-ți scapeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Vă rog să observați. Preocuparea pe care Duhului Dumnezeu a avut-o, inspirându-l pe profetul Anania preocuparea pe care a avut-o ca cel întors la credință, în cazul acesta Saul, să fie condus în experiența botezului cu Duhul Sfânt. De... Vă, rog, vă rog, fiți atenți la faptul că a folosit fapte opt, unde se folosește expresia au, ca să primească Duhul Sfânt, pentru botezul cu Duhul Sfânt. Folosește un text despre primirea Duhului sunt pentru botez cu Duhul Sfânt. S-a dus la capitolul următor, la fapte 9, și folosești un text care vorbește despre umplerea cu Duhul Sfânt pentru a justifica botezul cu Duhul Sfânt. Nu vi se pare puțin problematic? Aș putea să discut foarte mult de dis dintre, despre distințiile dintre botez cu Duhul, primirea Duhului, umplerea cu Duhul. Pentru că Dumnealui spune că trebuie să facem distinție între aceste lucrări a Duhului Sfânt, dar El nu le face. Odată vorbește despre primirea Duhului pentru a justifica botezul Duhului, acum vorbește despre umplerea Duhului pentru a justifica botezul Duhului Sfânt. Da? Ceea ce înseamnă că pentru Dumnealui toate astea sunt interschimbabile. Primirea Duhului, botezul Duhului, umplerea Duhului. Sunt doar expresii folosite interschimbabile. Foarte ciudat lucrul ăsta, da? Observați că textul nu spune deloc că s-a rugat pentru el să primească botezul cu Duhul Sfânt. Asta spune fratele Nelubrie, dar textul nu spune asta. Anania nu spune asta, Domnul Isus nu spune asta, Saul nu spune asta. Încă un lucru interesant. Cum poți să folosești un text care vorbește despre alegerea cel mai important apostol al Domnului Iisus Hristos, care s-a dus să aducă neamurile la ascultarea credinței și care în situația respectivă, prin vedere specială, dată lui Pavel, prin vedere specială, dată lui Anania, da, descoperire profetică, el a fost vindecat, a fost umplut cu Duhul Sfânt și trimis în misiune. Cum poți să folosești un exemplu care vorbește despre ordinarea unui apostol pentru misiunea apostolică unică în secolul I, să folosești textul ăsta ca tipar și ca normă pentru toți creștinii din toate timpurile pentru botezul cu Duhul Sfânt. Nu are nicio legătură, fraților. E ca și cum mai spune, când a fost ordinat un păstor, asta este norma pentru toți credincioșii din toate timpurile. Nu are... Deci textul este pur și simplu folosit din punctul meu de vedere total nepotrivit pentru subiectul în cauză. Total nepotrivit. Sigur, noi credem în împuternicerea pentru lucrare, în plinătatea Duhului Sfânt. Cum o vedem în fapte nouă. Dar asta nu are nicio legătură cu botezul cu Duhul Sfânt nu are nicio legătură în sensul că nu este același lucru. Da? Nu că nu este același duc. Sigur, este același duc. Aceeași lucrare a Duhului Sfânt. Seamă că Apostolul Pavel a înțeles că lucrarea pe care Dumnezeu a început-o în inima celor care au crezut și s-au botezat, trebuie Aici suntem la fapte 19, ca să știți contextul. Se continue prin experiența umplerii cu Duhul Sfânt. Observați că acum folosește expresia experiența Umpleri cu Duhul Sfânt. Deși Pavel în fapte 19 întreabă, ați primit voi Duhul când ați crezut? Nu zice, ați fost umpluți cu Duhul? Ați fost împuterniciți prin Duhul? Ați primit puterea Duhului? Ați fost botezat? Nu zice așa. Deci ați primit voi Duhul? Deci de ce folosești un text despre ați primit voi Duhul pentru a vorbi despre umplerea cu Duhul? Vedeți de unde se nasc de dragilor? Din faptul că se face un terci dintre texte care vorbesc despre diverse lucrări ale Duhului Sfânt. Nu s-a socotit că se oprește la botezul în apă. Inițierea în biserica creștină, intrarea cu ă, statutul de membru, am putea să spunem, fiți atenți aici. Și cu statutul de membru un puternicit ca să ducă misiunea până la capătul pământului, presupunea și umplerea cu Duhul Sfânt. Unei fapte 19 spune asta. S-a rugat pentru ei și a pus mâinile peste ei, Pavel și aceia au primit Duhul Sfânt. Unii spune despre membrii mărturisitori care se ducă misiunea până la marginile pământului. Unii spune fraților textul ăsta. Așa ceva. Textul nu spune așa ceva. Oamenii ăștia au primit Duhul Sfânt. Oamenii ăștia n-au fost în putere. Eu nu zic că n-au primit puterea Duhului atunci, ci spun că textul nu spune asta. Până la urma, urmă dacă nu lăsăm textul să vorbească și ne impunem noi prejudecățile noastre, ideile noastre și vrem să citim experiențele noastre în text, ce facem atunci? Dacă textul nu înseamnă ce spune el acolo, da? negru pe alb, cum mai putem să înțelegem ceva din Biblie? Când spune primirea Duhului și eu spun că înseamnă botezul Duhului. Spune primirea Duhului, înseamnă pentru mine, umplerea Duhului. Când spune primirea Duhului, eu înțeleg în prin Duhul Sfânt, primirea puterii, trimiterea în lucrare. Cum să zic, nu, nu mai putem înțelege absolut nimic din Biblie. Absolut nimic din, nimic din Biblie. Deci sunt trei texte folosite în pasajul ăsta, pentru a demonstra că botezul cu Duhul Sfânt era așteptarea primilor creștini. În niciunul din textele astea nu vedem pe samariteni sau pe ucenicii lui Ioan sau pe apostolul Pavel că ei așteptau botezul cu Duhul Sfânt. Textul nu spune așa în niciun text. Al doilea lucru în toate textele astea, exemplul lui Pavel, v-am spus de ce nu poate fi folosit pentru că este ordinarea unui apostol pentru slujirea unică pe care a avut-o în secolul I, trimis direct, special de Domnul Isus Hristos, este un caz unic în istorie. Avem două cazuri, da? samaritenii și ucenicii lui Ioan pe care Dumnezeu lui le folosește. În ambele cazuri nu s-au rugat candidații. Ceea ce este contrar practicii pendicostale de astăzi. Analizați dumneavoastră. Este contrar, 100% contrar. Unii candidații sunt chemați să se roage și să stăruiască pentru ei înșiși. Într-un caz, s-a rugat. Uh... Petru cu Ioan pentru el la samariteni, în celălalt caz și-a pus apostolul Pavel mâinile peste ei ca să primească Duhul Sfânt. În niciun caz, candidații n-au intervenit cu nimic. Da, Bun. Mergem uh, la punctul 2 al predicii dumnealui, unde el uh, vorbește despre faptul că botezul cu Duhul este ulterior nașterii din nou. Da, Asta este doctrina clasică pendicostală, asta a fost convingerea mea de ani de zile. Întotdeauna mi s-a părut, domnule, și de argumentat pe lucrul ăsta? Că e evident pe Sfânta Scriptură că așa s-a întâmplat în secolul I. Nu, dragilor. Este evident în, în Sfânta Scriptură că în secolul I au fost trei sau patru cazuri în care s-a întâmplat lucrul ăsta. Atenție! Trei sau patru cazuri. Repet, din zeci de mii de oameni care au crezut în Domnul Isus și au fost botezați cu Duhul Sfânt și niciodată nu se spune că au stăruit, că au așteptat, că s-au dus apostoli la ei ca să-și pună mâinile peste ei, să roage pentru ei sau să primească Duhul Sfânt. Scopul lui Luca este să ne arate că există trei cazuri particulare în care au existat niște anomalii, niște accidente în ghilimele, plănuite intenționat de Dumnezeu, ca niște evenimente epocale pentru a arăta introducerea unor categorii speciale de oameni în Biserica Domnului Isus. Trebuie să înțelegem care a fost scopul lui Luca. De ce Luca din 10.000 de, de cazuri ne prezintă doar trei ciudate sau patru? diferite, excepționale. Ce vrea el să ne arate cu lucrul ăsta? Da? Asta este întrebarea fundamentală. În cheia asta ar trebui să citim cartea faptelor apostolilor. Haideți să vedem argumentele dumnealui, că indică vreo câteva texte, pentru a demonstra că botezul cu Duhul Sfânt este ulterior nașterii din nou. Primul. Primii creștini așa au înțeles identitatea lor creștină. Vă rog să observați în ce cuvinte. Pocăiți-vă, fiecare să fie botezat, apoi acest apoi ne arată că primirea darului Duhului Sfânt, a botezului cu Duhul Sfânt, este rânduit de Dumnezeu, este rânduită de Dumnezeu să fie ulterioară pocăinței și botezului în apă. Nu deodată cu pocăința și botezul în apă, ci după ce aceste experiențe, trăiri au avut loc. Asta este norma. Textul acesta este norma. Bun. Deci textul ăsta este noua, în normă. Eu sunt de acord. Uitați, dacă aș sta de vorbă cu fratele meu, mi-ar plăcea să am o discuție cu dumnealui și să aflu și eu mai multe argumente pe subiectul ăsta. Dacă textul ăsta este normă, fapte 2 cu 39, și eu sunt, 38 și 39 și eu sunt de acord că este normă, atunci trebuie să clarificăm și dumneavoastră poate verifica lucrul ăsta și voi toți puteți verifica lucrul ăsta întrebând profesori de greacă pe care îi cunoșteți, de la Emanuel Laura, de la, oradea, de la Institutul Teologic pentru că o să de unde vreți dumneavoastră, puneți mâna pe un comentariu și veți găsi lucrul ăsta peste tot scris. Apoi nu există în scriptură. Este o traducere la UNESCO, nu există acolo apoi. Deci toată teoria asta construită pe, deci asta e pasajul normativ, toată teoria construită pe acest pasaj normativ cade la pământ pentru că textul nu spune apoi. Nu spune apoi, nu există în scriptură acolo. Bun. Și dacă ar spune apoi, unde zice textul ăsta că vine după stăruință? Că zice că este o normă. Fratele Nelubrie spune că este o normă. Fratele, eu vă spun, toți, aș internat toți pendicostale să asculte tot ce spune fratele Brie la punctul acesta. El spune, ăsta este normă. Și o zis mai înainte, au fost exemple, dar asta este normă. Asta este poruncă. spune, așa trebuie, asta înseamnă normă. Așa trebuie făcute lucrurile în toate cazurile. Bun. Cum se face atunci? Faptul că Uh, în cazul acesta nu spune nimic de stăruință. În cazul acesta nu spune nimic de punerea mâinilor. În cazul acesta nu spune că candidații apostolii, prezbiterii sau păstorii trebuie să-și pună mâinile sau să se roage pentru candidați. Nu spune nimic din toată practica pentecostală. Nimic. Nimic. Absolut nimic. Pentru că textul este folosit ca argument pentru a demonstra că este botezul cu Duhul sunt ulterior nașterii din nou. Doar că noi nu putem să trecem cu vederea că textele acestea sunt folosite pentru mult mai multe alte lucruri. Un alt lucru foarte important. Vedeți, zice, pocăiți vei fi care de voi să fie botezat, că botezul este mărturia pocăinței, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Evident, fraților, că primești darul Duhului Sfânt pe ce s-au pocăit. Păi poate cineva să primească darul Duhului Sfânt fără să pocăiască? Dar unde spune textul ăsta ceva despre 2, 3, 4, 5, 6, 7 ani despre stăruință de o perioadă de timp ca apoi să primești Duhul Sfânt? Nu spune așa. Spune apoi vei primi darul Duhului Sfânt. De ce? Evident, pentru că dacă nu crezi în Domnul Isus, și nu te pochești când primești Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, asta e, asta e prima lucrare a Duhului Sfânt. Te convinge de păcat, te convinge că Isus este singura cale a mântuirii și te îți dă credință în Domnul Isus Hristos. După aceea primești plinătatea de lucrări a Duhului Sfânt. Evident, toți suntem de acord cu textul ăsta. Dacă eu îi spun fiului meu, mănâncă ciorba asta și apoi îți voi da o bomboană și îi zic, da, da, trebuie să stăruiești înainte. Păi nu ai spus că dacă mănânci ciorba, dai o bomboană. Da, 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 da. Vezi, am zis apoi. N-am zis că ți-o dau acum imediat după asta. Ți-o dau peste 10 ani. Nu este o bajocură. Nu are însemna asta să-mi jignesc copilul, nu înseamnă asta să-mi pierd toată credibilitatea în fața copilului. Când ne apropiem de Biblie, cum putem să facem măcelul ăsta pe textul Scripturii și să spunem, păi apoi, deși nu există acolo, dar să zicem în exact, apoi înseamnă după perioadă, nu știu de care, de timp. Unde zice textul ăsta? Nu spune, puteți vă uitați dumneavoastră, nu spune. Dar este evident că dacă nu te pocăiești, nu ai cum să primești Duhul Dacă nu crezi, nu ai cum să primești Duhul Următorul text ca dovadă pentru ulterioritatea botezului cu Duhul Sfânt. Cum răspundeți la întrebarea atunci de ce peste nu s-a coborât? Și de ce a fost nevoie ca apostolii să vină și să se roage împreună cu acești frați? Vă răspundem cu drag la întrebarea asta, frate Nelubrie. Nu știu pe cine ați întrebat acolo, dar eu vă răspund cu drag la întrebarea asta. Motivul pentru care Duhul Sfânt nu s-a coborât pentru Samariteni este pentru că dumneavoastră știți foarte bine din Evanghelie și din istorie este o realitate, nimeni nu o poate neca, că samaritenii se aflau în ruptură teologică, istorică, chiar etnică, parțial, um, religioasă cu poporul Israel de sute de ani. Și aceasta a fost prima ocazie în istorie, prima oportunitate pe care Dumnezeu a folosit-o pentru ca, prin apostolii legitimi aleși de Domnul Iisus Hristos de la Ierusalim, să se facă unitate în poporul lui Dumnezeu pentru prima dată în istorie între evrei și samariteni, pentru că cei credincioși... Creștinii, credincioșii de la Ierusalim, erau evrei și acum sunt uniți cu uh, samaritenii. De ce au venit apostoli? Pentru că erau singurii legitimați direct de Domnul Isus Hristos, n-a trimis prezbite, n-a trimis păstori, n-a trimis misionari, n-a trimis evangeliști, doar apostoli de asta, lucru să nu se mai poate repeta astăzi, doar apostoli pentru că lor li s-a dat cheile împărăției cerului care să deschidă noilor categorii de oameni care până atunci n-au fost în biserică pentru a intra în unitate cu cei care erau deja în biserică. De asta. Asta e Biblie! Este Biblie, sigur! Este Biblie. Nu-i părere. Nu. E Biblie. Sigur. Explicații din acestea că inițierea samaritenilor povești. De ce sunt povești, frate? Vedeți, aici aș vrea să procesați puțin. Dacă eu aș folosi termenii ăștia descriind practica pentecostală. Povești. Pentecostale cred că uh, ei trebuie să primească Duhul Sfânt ca samariteni. Povești. Povești. Menite să justifice cu explicații teologice... Cu explicații teologice, pe păi ceea ce face dumneavoastră cum sunt explicații teologice. Deci explicații de teologie nu sunt greșite. Nu dumneavoastră sunteți rector, sunteți profesor universitar, sunteți academician, sunteți pastor, care aduceți constant explicații teologice. Explicațiile teologice sunt foarte necesare. Întrebarea este dacă sunt buni sau dacă sunt rele, dacă sunt prescriptură sau dacă nu sunt prescriptură. Da? Deci sentimentul este transmis cumva. Vine ăștia, baptiștii ăștia cu teoriile alea, cu explicații teologice, cu povești din astea, domnule. Nu, toți aducem explicații teologice. Întrebarea este dacă sunt sau nu prin De Refuzul de a accepta că botezul cu Duhul Sfânt este ulterior convertit. Nu, fraților, ascultați-mă foarte atenție. Noi nu negăm că botezul cu Duhul Sfânt a fost ulterior nașterii din nou. Sub absolut nicio formă. Aici nu are dreptate lui. Vă spun deschis pentru că nu există niciun baptist care să nege că botezul cu Duhul Sfânt a fost ulterior nașterii din nou la samariteni. Nu neagă nimeni lucrul ăsta. Negăm că noi suntem samariteni în situația celor din faptul. Negăm lucrul ăsta. Dumnealui trebuie să fie de acord că nu suntem samariteni. Negăm că astăzi altcineva are autoritatea afară de apostol pentru a-și pune mâine și a se ruga pentru a primi botezul cu Duhul Sfânt. Negăm că cineva poate demonstra din Biblie că altcineva decât apostolul s-au rugat pentru botezul cu Duhul Sfânt și pentru și au pus mâinile. Negăm că samaritenii au stăruit după botezul cu Duhul Sfânt și dumnealui trebuie să nege lucrul ăsta pentru că Biblia nu spune că ei au stăruit pentru Duhul Sfânt. Da? Deci și dumnealui are o poveste, și dumnealui are o explicație teologică, dar neargumentată. Dar neargumentată. Și dumnealui are o părere. Da? Uh, dar neargumentată. Doar că aruncă epitetele astea sau descrierile astea pentru cealaltă opinie. Asta sunt păreri. Nu e adevăr. De ce nu e adevăr? De ce nu e adevăr? Uitați, există... Știți ce e foarte curios? De ce nu folosește fapte 10? În, toată, în predica asta, când vorbește despre ulterioritatea botezului cu Duhul Sfânt după naștere nou, nu folosește fapte 10 pentru că fapte 10 nu justifică argumentul dumnealui. Fapte 10 arată neamuri care sunt ca și noi, care au primit Duhul Sfânt atunci când au crezut. Dar fiindcă nu folosește și nu slujește scopul lui Dumnealui nu folosește textul, pur și simplu nici nu-l amintește. Deci este cazul un caz clasic de botez cu Duhul Sfânt. Haideți să mai auzim un pasaj. Contextul acesta. Din nou ne întoarcem la Apostolul Pavel ca să arate ulterioritatea botezului cu Duhul Sfânt. Arată că nu doar vindecarea a primit-o, ci și umplerea cu Duhul Sfânt a primit-o. Ulterior convertirii. Sigur, noi toți credem că uh, umplerea cu Duhul Sfânt sau plinătatea Duhului Sfânt este ulterioară convertire. Este o experiență care are loc ulterior convertire. Nu există nicio problemă aici. Doar că Dumnealui egalează plinătatea Duhului Sfânt, sau umplerea cu Duhul Sfânt, din fapte nouă, cu botezul cu Duhul Sfânt. Ceea ce nu este același lucru. Nu este același lucru deloc. Suntem la o, un alt text, al patrulea text folosit pentru a arăta ulterioritatea botezului cu Duhul Sfânt. Pe lumina acestui text, nașterea din nou precede botezul cu Duhul Sfânt. Nu ni se dă botezul cu Duhul Sfânt ca să fie născuți din nou. Ci dacă am fost născut din nou nu ca să devenim copii lui Dumnezeu, ci eventual ca să fie o confirmare a identității noastre de copii al lui Dumnezeu. Vreau să, vreau să ne uităm doar câteva secunde pe fapte capitolul 15 din care uh, dumnealui citează, pentru că textul spune așa, fapte 15 cu 7. Fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată vreme a făcut o alegere între voi ca prin gura mea neamului să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Deci să predică Evanghelia, vine credința, Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă unde spune textul ăsta este ulterior Dumnezeu a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă foarte ciudat cum să folosești textul ăsta ca să spui că Botezul cu Duhul sunt este ulterior nașterii din nou când în mod foarte clar textul ăsta face referire la Corneliu și casa lui când au primit neamurile credin credința și când în aceeași experiență au primit Botezul cu Duhul sunt. deci fapte 15 în mod clar face referire la un caz în care neamurile au primit botezul cu Duhul Sfânt în aceeași experiență a convertirii. Cum se folosește să folosește textul și să-i spui că e ulterior? Vă spun, mi-aș dori din toată lumea cineva să-mi explice folosirea la fapte 15 pe care face referire la fapte 10 pentru a demonstra că botezul cu Duhul Sfânt e ulterior nașterii din nou, când toți pentecostale, cred eu, recunosc și baptiști și creștin pe Evanghelie, că în fapte 10 Corneliu și casa lui au primit Duhul Sfânt în timp ce predica Petru, practic. Cum? Cum adică a fost ulterior? Nu pot să-mi dau seama. N-am făcut și Dumnezeu care cunoaște nimeni. a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nou. Unii spune că a dat Duhul Sfânt peste nu știu cât timp. Nu zice așa ceva. Deci textul nu spune așa ceva. Pur și simplu nu spune așa ceva. Alt text. Lumea nu poate primi botezul cu Duhul Sfânt. Ca Domnul Iisus, lumea nu poate primi. Atunci dați voi să întreb. Concluzia este că lumea nu poate fi născută din nou. E adevărat, această concluzie. Că logica acestei observații este simplă. Dacă a fi botezat cu Duhul, înseamnă să fii născut din nou. Și lumea nu poate primi botezul cu Duhul Sfânt, consecința este că lumea nu poate fi născută din nou. Și acest este fals. lui face referire aici la Ioan, capitolul 14, versetul 16 și 17, unde Domnul spune așa, eu vă ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în viață. Domnul, evident, vorbește cu apostolii lui aici și uh, continuă și anume Duhul adevărul pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți că rămâne cu voi și va fi în voi. Bun. Despre ce vorbește Domnul Isus Hristos aici? Fratele Birie folosește textul ăsta pentru a vorbi despre ulterioritatea botezului cu Duhul Sfânt după nașterea din nou la o perioadă de timp. Textul nu vorbește despre așa ceva. Textul spune foarte clar că ucenicii erau singurul grup al Domnului Isus, pentru că ei erau credincioși în Domnul Isus Hristos, care urmau să primească cinzecimea. Coborârea Duhului Sfânt. Evident că lumea nu avea cum să primească. Evident că nu. De ce? Pentru că nu erau oameni credincioși. Foarte simplu. Textul face referire la un eveniment unic în istoria creștinismului. Nu văd de ce ar fi asta, vă spun sincer, o divergență între noi și ceilalți care cred că botezul cu Duhul Sfânt este după nașterea din nou. Că textul nu vorbește despre botezul cu Duhul Sfânt. Textul vorbește despre evenimentul 50.000. Eu voi ruga pe Tatăl și vă va da un alt mângâietor. Textul ăsta vorbește. Interesant că Dumnealui nu citează versetul ăsta și nici nu le explică. De ce? Pentru că în mod clar toată lumea și-ar fi dat seama că textul nu vorbește despre botezul cu Duhul Sfânt, deși ar cuprinde experiența asta, ci vorbește despre evenimentul 50.000 care a fost unic și irepetabil în toată istoria creștinismului. Vă voi da un alt mângâietor. De câte ori s-a dat pe pământ? Păi s-a dat o singură dată în istorie. Nu văd de ce ar fi textul ăsta un motiv de divergență între noi și nu văd de ce ar fi folosit pentru a arăta că botezul cu Duhul Sfânt ulterior nașterii din nou. Că vezi, Doamne, de asta spune că lumea nu poate primi. Lumea poate primi nașterea din nou. Nu, lumea nu poate primi nașterea din nou. Ioan 3 asta spune. Domnul Iisus Hristos lui Nicodim. Lucrul ăsta nu se poate face de la om. Nimeni nu poate intra în părăția lui Dumnezeu fără nașterea din nou. Cum să naște cineva din nou? Poate nu. Duhul suflă încotro vrea. Bun. Și ultima parte a predicii Dumnealui este uh, uh, amintirea a trei texte sau patru care arată că dovada botezului cu Duhul Sfânt este vorbirea în alt trip. Evident, aceasta este o doctrină clasică pentecostală, dar vreau să analizăm pe scurt argumentele aduse de Dumnealui. Aici se întâmplă însă ceva ce e recurent. Se repetă și în alte situații. Toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le-a dat Duhul să vorbească. Căci îi auzeau vorbind în... Deci fapte 2. Fraților, e foarte ușor să spui toți au primit Duhul Sfânt sau au fost umpluți cu Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi. Nimeni nu neagă lucrul ăsta. Întrebarea este care a fost intenția lui Dumnezeu când a dat acest fenomen al vorbirii în alte limbi. Nu, nu pot să spui, noi trebuie să vorbim astăzi în altă limbi ca dovadă botezului cu Duhul Sfânt. De ce? Ei au vorbit în alte limbi când s-a coborât Duhul Sfânt pentru că erau acolo oameni din toate limbele de sub cer și acesta a fost un semn pentru ei că Dumnezeu se îndepărtează de la națiunea Israel și se, se, întoarce către toate limbile pământului, către toate națiunile. Asta a fost semnul. Iar semnul ăsta și-a împlinit scopul. Dumneavoastră, greutatea, povara este pe dumneavoastră, frate, și pe voi cei care credeți așa, să demonstrați de ce este necesar acel semn care a avut o semnificație, un scop, o intenție clar în planul lui Dumnezeu în secolul I, de ce acel semn trebuie să continue și astăzi, de vreme ce semnul ăla și-a împlinit menirea? S-a lămurit controversa cu privire la excluderea sau includerea neamurilor în poporul lui Dumnezeu. Da, deci nu poți pur și simplu să citezi un text și să spui așa trebuie să întâmple și astăzi. De ce? Unde îți spune textul așa ceva? Textul relatează, istorisește, descrie ceva ce s-a întâmplat în evenimentul ăla. De ce el trebuie repetat? Că s-a repetat în trei cazuri? Și de ce dacă s-a repetat în trei cazuri din fapte sau patru? De ce trebuie să se repete în toate cazurile? Repet, au fost zeci de mii de convertiri, zeci de mii de oameni care au primit Duhul Sfânt, se menționează doar trei sau patru cazuri unde au vorbit în alte limbi. De ce asta trebuie să devină norma? Asta, asta e întrebarea. Limbi și mărim pe Dumnezeu. Asta a fost dovadă. Și n-a fost unul, că în casa lui Corneliu erau mai mulți. Acum, haideți să lămurim și cu casa lui Corneliu. De ce au vorbit în alte limbi în fața în casa lui Corneliu? Pentru că mulți mi-au scris și mi-au spus, eu sunt de acord cu tine că în, la 50 mi-au trebuit să vorbească pentru a arăta în limbi ca să arate includerea tuturor neamurilor, pentru că erau veniți din toate neamurile de sub cer acolo și trebuiau să arate includerea neamurilor în biserică și așa mai departe. Dar cum explici că au vorbit în alte limbi în casa lui Corneliu? De ce au vorbit în casa lui Corneliu în alte limbi? Păi îi spune scriptura de ce. Uitați ce spune. Versetul 45: Credincioșii tăiați în prevurii evreie care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Cu alte cuvinte, vorbirea în alte limbi a fost un semn că și alte limbi, și alte neamuri, și alte etnii, și alte grupuri care nu erau din grupul evreiesc sunt cuprinse acum de Dumnezeu în lucrarea lui, în planul lui, în istoria lui răscumpărătoare, în biserica lui. Textul spune de ce. Au rămas uimiți când au văzut că Duhul Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Cum și-au dat seama de lucrul ăsta? Căci îi auzeau vorbind în alte limbi și mori pe Dumnezeu. Deci în controversa din secolul I, când miamurile erau despărțite radical de evrei, Dumnezeu a dat darul Duhului Sfânt. semnalat de vorbirea în alte limbi care arăta cuprinderea altor limbi în planul lui Dumnezeu, l-a dat pentru a lămuri controversa asta. Și uitați ce spune Petru. Se poate rupi apa ca să nu fie botizați aceștia care au primit Duhul sunt ca și noi. Vedeți peste tot, este ca și noi, ca și noi, ca și noi. Faptul 11 lămurește foarte clar lucrul ăsta când spune au primit Duhul sunt ca și noi la început. Da? Deci, de asta au vorbit în alt timp. În ce fel controversa din fapte 10 și 11 are vă treabă cu, cu, noi astăzi? Când controversa asta a fost lămurită, fraților, slavă Domnului că a fost lămurită. Nu este necesar să întâmple lucrul ăsta din nou astăzi. Nu avem nevoie de semnul ăsta iară astăzi. N-am pierdut nimic că semnul ăsta a fost pentru secolul I și a avut un scop bine definit. Și ultima dovadă. Să ne rugăm cu punerea mâinilor pentru cineva, să cerem lui Dumnezeu. Fratele vorbește acum din nou de fapte 19, unde Pavel și-a pus mâinile peste ucenicii lui Ioan ca să primească Duhul Sfânt. Să fie botezat cu Duhul Sfânt și totuși să nu ne asculte. Mi s-a întâmplat. Și atunci n-aș face eu o greșeală și cel care se roagă împreună cu mine. Ca după ce am repetat pe interfață, în formă, exact ce a făcut Pavel, să zicem ai primit Duhul, cum s-a întâmplat aici. De zeci de ori în Biserica Emanuel am văzut asemenea lucrări. Am împreună cu frații, cu colegii mei de slujire și cu dumneavoastră, ceilalți membri în biserică, puteți confirma. ne am rugat lui Dumnezeu cu punerea mâinilor pentru frați, au insistat în rugăciune lui Dumnezeu, a botezat cu Duhul Sfânt și au vorbit în alte linguri. Și cum vă spuneam, am avut și situații în acelea, când ne-am rugat și nu a fost atunci, a fost mai târziu sau nu a fost nici până azi, nu știm de ce, continuăm să ne rugăm lui Dumnezeu și să așteptăm. Dar să declarăm pe cineva botezat cu Duhul Sfânt numai pentru că a venit să se roage și slujitorii să au rugat cu punerea mâinilor peste el și n-a fost nicio manifestare din aceasta. O facem pe paguba noastră. Să ne ferească Dumnezeu să ne auto-înșelăm. Dar de ce? Dar de ce să nu primească Duhul Sfânt? Unii există un caz în Biblie, unii apostoli s-au rugat pentru primirea botezului cu Duhul Sfânt și nu l-au primit. Vedeți distinția enormă dintre practica pe care o vedem astăzi și care ne este sugerat astăzi și ni se spune că este exact ca în secolul I, exact cum au făcut apostolii, exact cum s-a întâmplat în faptele apostolilor. Doar că numai unii primesc Duhul Sfânt. Doar că numai unii sunt botezați cu Duhul Sfânt. De ce să nu asculte Dumnezeu? De ce să fie o diferență între toți insistă, vreți să fie cam biserica primară? Vreți să fie ca biserica primară? Vreți să fie cam biserica primară? Bun, cam biserica primară, de acord, bun. De ce nu este cam biserica primară? Pentru că recunoașteți de două ori în mesajul ăsta că nu este ca în biserica primară, că Dumnezeu nu ascultă, că nu știm din ce motive, dar nu există niciun caz în Biblie când apostolii să fi rugat pentru primirea botezului cu Duhul Sfânt pentru cineva și să nu fi primit botezul cu Duhul Sfânt. Nu există. Deci este după Scriptură sau nu este după Scriptură? Și încă ceva, mi se spune că și-au pus mâinile exact ca apostolii. Sunteți apostoli? De deci ce numai apostolii și-au pus mâinile? de ce numai ei s-au rugat? Nu vi se pare curios lucrurile ăsta în faptele apostolilor? Adică ne ținem după faptele apostolilor doar în lucrurile în care vrem noi și considerăm că sunt transferabile lucrurile acelea pe care noi considerăm că sunt transferabile. Luca arată foarte clar în toate cazurile. Fapte 2 au fost apostoli prezenți, fapte 8 au fost apostoli prezenți, fapte 10 au fost apostoli prezenți, fapte 19 au fost apostoli prezenți. Peste tot au fost apostoli prezenți. Nimeni nu și-a pus altcineva mâinile. Fapte 2 fapte 8, fapte 10, fapte 19. Nu s-a rugat absolut nimeni decât apostolii. Fapte 8 s-au rugat apostolii, fapte 19 s-a rugat cine? Pavel. Doar apostolii s-au rugat. Vi se pare la voia întâmplării lucrul ăsta? Nu înseamnă nimic când Luca în mod intenționează, precizează cazurile acestea stricte în care apostolii s-au rugat pentru botezul cu Duhul Sfânt? Astea limbile din bisericile dumneavoastră? Ați văzut că sunt limbile de la cinzecime sau limbele din fapte 10 sau limbele din fapte 19? Sunt acelea limbi cunoscute, limbi umane? Să poate demonstra astăzi că cei care vorbesc în alte limbi vorbesc în limbi umane? Cu ce scop vorbesc în alte limbi astăzi ca semn al botezului cu Duhul Sfânt? De ce să primească cineva ulterior botezul cu Duhul Sfânt să nu primească ca în fapte 10? Cum au primit neamurile, cei care ne reprezintă pe noi cei mai bine. De ce? De ce să vorbească în alte limbi? Ce să demonstreze? Ce să arate? să este un semn. Ce să arate? Ziceți că să arate botezul cu Duhul Sfânt. Ce să arate despre botezul cu Duhul Sfânt? Când fapt zice, spune foarte clar ce să arate. Să arate că au primit Duhul ca și noi la început. Ca și noi la început. Dragii mei, fiecare dintre dumneavoastră sunteți liberi să analizați, să vedecați, să evaluați, să criticați, să puneți față în față argumentele, și să vedeți care stau în picioare. Eu mă bucur și cred că sunt în biserica pentru foarte mulți oameni care se trezesc, care își dau seama că ceva este putret cu privire la argumentați, în practică există foarte mult putregai. Vă spun deschis lucrul ăsta și vă spun din dragoste chiar dacă sună foarte agresiv, am mers la zeci de stăruințe. Știu ce este acolo. Am participat, am, am știu tot. Știu absolut tot. Știu variantele clasice, știu variantele mai soft așa și știu variantele alea hardcore, puternice de tot. Da, stăruințe în alea clasice adevărate, vechile cărări cum se zice? Uh, și, și, lucrurile nu sunt cum trebuie, lucrurile nu sunt cum trebuie. Dar totul pornește să știți de la doctrină, de la argumentația care este folosită pentru așa ceva. Vreau să analizați lumina Sfintei Scripturi. Dumnezeu să ne dea lumină tuturor și să vă dea și să ne dea putere să luăm deciziile grele, dureroase poate uh, atunci când aflăm care este adevărul lui Dumnezeu. La revedere.